Bun găsit la Jurnal Economic. Ediția 2013 a programului Rabla va demara luni 15 aprilie și va viza acordarea unui singur tichet de persoană în valoare de 1.500 de euro. Rovana Plumb a declarat într-o conferință de presă că ministerul este acum în analiză în ceea ce privește definirea clară a numărului de tichete pe care le va emite. Va fi o singură emitere în acest an. De asemenea, se iau în calcul toate modalitățile în așa fel încât să nu se mai întâmple perturbări ale procedurii, cum s-au constatat anul trecut. Va fi totul transparent și în orice moment se va putea vedea modul în care se derulează programul pe tot parcursul lui. În plus, ministerul intenționează să schimbe numele programului, deoarece termenul Rabla nu mai corespunde cu planurile oficialilor, care doresc să acorde bonusuri suplimentare în vederea reducerii emisiilor de dioxid de carbon. Mașinile înmatriculate în Bulgaria pe numele unor cetățeni bulgari care nu și-au plătit impozitele ar putea fi confiscate la trecerea graniței, anunță Agerpres. Românii care și-au înmatriculat autoturismele pe numele unor cetățeni bulgari care nu sunt la zi cu plata impozitelor s-ar putea trezi fără mașini dacă vor trece Dunărea. Conform cotidianului Monitor, bulgarii intenționează să confiște peste 35.000 de autoturisme conduse de români. Oficialitățile vecine suspectează că proprietarii din acte ai respectivelor autovehicule fac evaziune fiscală și nu își declară veniturile. Problema a luat naștere în momentul în care românii, în număr tot mai mare, au ales să își înscrie mașinile pe numele cetățenilor bulgari săraci, care au primit între 25 și 50 de euro pentru acest serviciu, unii dintre ei ajungând astfel să dețină câteva zeci sau chiar sute de mașini. Acestea au fost știrile economice ale zilei. Sunt Marcela German, ne întâlnim cu informațiile din domeniu mâine la aceeași oră. Vedeți acum cursul valutar al zilei. La revedere!